Cristina, ești pregătită să fii Stumble Gărița astăzi? Da, întotdeauna sunt cea mai pregătită. După cum vezi, am un super skin de șmecheră. Ce vorbești? Azi o să încercăm să facem skin-ul noi, rupeți butonul de cocolai ca să eu îi dau sfaturi Cristinei. Ai vrea tu! Eu n-am nevoie de sfaturile tale, eu sunt super mega pricepută. Deci am citit comentariile și așa spun nucile de cocos și cocoli și Cristina, ești foarte pricepută. Deci pe bune, așa scriu. Cristina, ce zici? Lasă-mă să dau la free prizes că așa vreau eu. Dau pe free aici ca scrie free. Dau bine. Ideea este că dacă când ai început să am băgat la început, eu nu-ți dădeam niciun sfat, tu erai, cum se numește, nu știu. Băi, eu nu știu dacă dădeam până acum butonul de play, deci... Da, deci într-adevăr ai și 10 gemuri, foarte bine, dă-i ok. Foarte bine. Ai mai multe free-uri, dă-i că s-am băgat 3. Ce bărbos e ăsta? Dă-i bărbos, îl cheamă Barbă. Și acum să vom calcula foarte atent la care skin-urile vrei, da? Stai că pe mine mă amețește când mă uit aici. Poate spui care putul tău. Bă, de ce pică numai chestii comune? A, ți-a plecat fotbalistul nepriceput. E foarte nepriceput ăsta, nu-l folosește nimeni. Așa. Și mai dau încă o chestie, în cumpri. Și ia să vedem, să vedem. Te amețește asta? Da, pe voi nu vă amețește și roata asta. Și o să dea că de-aia nu poate să joace bine. Mă amețe roata, eu sunt fină. Uite, ce s-a regizat? Gemuri, bun. A, era bine dacă îmi pica bun. Prințesa acum aia. Acum să-ți arăt. Deci voi dați acolo cocolai, da? Să arăt ce a apărut. Du-te în partea altă. Dar stai că poate îmi dau eu seama să văd ce a apărut. Uite, ăsta. O a apărut, dar nu cumpăra. Nu-l cumpăr. O a cumpărat, o cumpărut. Dar poate aș putea să-l cumpăr. Stai puțin să-ți explic și tot ce... Și dacă l-aș cumpăra, ce s-ar întâmpla? L-ai avea. Uite, dar ți-aș cheltui toți bani, hă? Nu, o parte din ei. Deci asta este... Nu, nu da, clic. Nu deci, dau. Asta este nigea de metal, extraterestru de metal și de acolo. Da. Și balta de metal, ăștia sunt niște pași, dacă vrei să înjurul tot să fie metal, dar nu vrei. Ah, interesant, da, nu vreau, eu vreau să fie inimioare. Dacă era cu inimioare, voiam. Se poate? Dar nu ai acum. Dar știți cum se poate? Se poate, dar trebuie să-l prinde aia. Acum ai all natural will, dă-l pui așa puțin pe el. Da. Și cu dezbrăcat-o, care nu ți-o pica. Deci nu mai vreau să-mi vezi dezbrăcat-o, că n-ai tu noroc la astea. Dar poate acum îl vreau. Bun, închide. Poate mai, acum chiar îl vreau. Ce opțiuni mai sunt. Și aici la cele scumpe legendare, la asta cu 400, să nu dai mult. Astea așa, ia să vedem. Ai faraonul. Șmecherie. Pe Cleopatra, da. Stai, că s-a apărat acolo. Și chestia asta, sprinkles. Uite. Ăsta l-aș vrea. Da. Stai puțin. Îl ai pe super gui, da? Da, gui. Super gui. Banana guy, da? E cool. E cool. Valkyrie. Marshmallow. Goblin merch, da? Așa trebuie să-l zic pe toate. Shogun Master. Da, cine îl vrea pe bărbosul ăsta, că nu-l vrea nimeni. Asta. Un panda. E fain, și-a luat hanurac. Îmi place. Rage tut, ăsta. Ăsta e rechinul. Ăsta care a zis tu, care e... Și ăsta e șmecher. Da? Și Stumblebot M3. Așa, da? Șmecheroase. Sinenaut. Ăsta n-are față. Da. Ăsta nu s-o machia, s-a s-o machia prea mult. Când a rămas fără față. Ninja, panda roșu. E cute. Și Leonidas. Acum, e fain. Da, e foarte scump. Vrei să risci să dai 3? Hai să risci, dar ce vrem să ne pice de aici? Păi, vreau să-mi pice unicornul. Asta vreau, unicornul sau banana? Nu, de mai sus, vreau să-mi pice Cleopatra. Ce? Nu. De mai sus. Ce, e faină Cleopatra? Da, e drăguță. Deci, dă-i 3. Ne gândim așa, Cleopatra, unicornul sau banana. Asta, okay. Să se concentreze toată lumea, da? Pe 3. Deci voi în secunda asta, 3, 2, 1 și dați cocolike. Și după ce ați dat cocolike, scrieți Cleopatra, unicornul sau banana. Da. Ai dat 3, da? Da, și să se concentreze toată lumea acum. Toată lumea se concentreze. 3! Oh, ți-a picat ăsta! De ce nu v-ați concentrat destul de bine? Concentrați-vă și dați like toți! Mai bine pentru Cocos Cristina Gamerița. Ăsta urât, ți-a picat, că nu suport și urât. Și ce te bucuri? Că nu te bucura, vreau... Deci știi ceva? Ce mai urât s-a picat? Ce mai urât s-a picat? Dă-i ok. Felix, depinde din ce unghi te uiți la ei. Poate nu sunt chiar așa de urâți. De aici ai pe skin la 35. Așa, aici. Și de la maxim. De la maxim? Și acum ce spică, da. Hai să vedem. Deci ceva pentru fete vreau. Deci pot să zic că trebuie să-mi dați mai mult like ca să-i pice și ei ceva fain. Că sincer să fiu picat, pentru ea sunt urâți. Că ea vrea frumos. Deci eu vreau cu roz sau cu fete. Am înțeles ce porcul ăla. Să vedem sau ce spică. Cu cute. Deci sau vreau cute. Cute, toată lumea zice iar ți-a picat ăsta. Dar ce că e legendar. Da, dar l-ai de două ori. Ți-a picat mai înainte. Da, într-adevăr. Nu, dar aș putea să-l folosesc. Stop. Puteți pice specialul. Dar mi-a picat prințesa. Ți-a picat prințesa. Am să mă joc astăzi cu prințesa. Tu joci cu prințesa. Mamă, dar ce mă amețesc toată. Și nu te uite într-o parte. Eu zic ce-a picat. Deci uite într-o parte. Cristina se uită într-o parte, cu amețește. Cristina nu le are cum vorbele. Stop. La tar să te ia. Te spice. Ce cum să fac? Nu te uita că sunt. De poate vreau să voi. Porcul mistreț. A, deci tu de câte ori dai chestiile alea, ori 10, ori 3, ori așa, ai lucky spin-uri? Da, stop, nu, du-te, iar, bă, dar ce ți-o spică tot? Deci poate dacă mă uit eu, pică bine. Nu te mai uitat-o că nu ți-am amețit să joci la joc.
Asta fără față, nemachiat-o. Ia. Yeah. Stai să mai vedem. Câți mai avem? Nu știu cum mai am numărat. Vreo 3? Poate chiar una. Stop. Puteai să pice banana legendară. Băi, deci trebuie să mă concentrez. Gata, picat ăștia. Cu care vei să joci? Cu prințesa. De ok. Ok. Și acum știu și eu de unde dau back. Da. Și dau la customize. Da. Și dau la epic, că era epică. Uite-te. Și mă joc și eu cu de prințesa. Use. Use. Și... și azi vedem, putem să o mai bronzăm. Nu, mă, nu mai bronza, lasă așa, așa de use. Așa, use. Așa. Dar stai, dacă fac rost, nu, use. Bun. Hai de joacă-te. Hai că mă joc acum. Suntem de 5-7 minute și n-ai jucat un joc. Și vrei să vezi cum e joc, nu? Vrei deci, să vezi. Deci la 5.000 de cocolaicuri cumpărăm data viitoare Stumble Pass-ul și Cristina dă pumni. Vrei să dai pumni? Da. Cristina vrea să dă pumni. Ah, deci nu mai trag de picioare, dau pumni. Și picioare și pumni. Oh, îți alegi, okay. Dar eu zic cu pumnul mai fain. Uite, asta la care mă pricep eu. Ai pierdut ultima oară, eu te zic sfaturi. Felix, ăsta e la care mă pricep eu foarte bine, bun. Stânga sau dreapta. Bun, nu-ți dau niciun sfat să vedem cum pierd. Stai. Dublu space. Ha, unu. A, nu. Dublu space. Încă un dublu space. A, nu cred că trebuia să dau dublu space. Bă, dar ăștia de ce mă întrec ăștia? Că n-au mers pe pământ, te-ai mers pe pământ, ai mers în nămol. În nămol, în mocirlă. Ok, stai să vezi. Double jump. Stai să vezi că eu mă pricep super bine la planșa asta. Da, poți la un moment dat în viață. Nu. Asta e planșa la care mă pricep foarte bine. Nu mai sări, că dacă sar pierzi. Nu mai sări, că riscă o boscuță. Ce mă pricep? Sar în stânga. Oh my god, ce bine mă pricep. Deci sunt aici șmecher rău de tot. Stai să vezi. Îs printre primii. Ești ultima. Îs printre primii. Uite, vezi? L-am depășit pe ăla. Stai să vezi că mă duc și eu pe astea ca ei. Acum am învățat și eu care e faza. Aha. De ce mergi pe pământ? Dar de ce am ocolit? Nu știu de ce am făcut chestia asta. Puteam să nu ocolesc. Stai că stau lângă iepurașul ăsta. Stânga. Vezi că e liber. Stai că îl trag de ăsta de picioare, Oh, nu l-am tras. Dar m-am clasat printre primii. Cristina, ai fost pe locul 12. Top 10, Felix. Ce înseamnă să fii top 10? Ai fost pe 12, nu erai top 10. Felix, eram top 10. Erai top 20. În mintea mea eram top 10. Oh, dar ce skin-ul ăla așa de gheață, l-ai văzut? Ăla e skin special, care tu nu-l vrei, că tu ai vrut numai skin-ul de astea simple. Nu, dar îl vreau, acum îl vrei. E cam șmecher. Ia să vedem ce planșă norocoasă la care mă pricep și am experiență. Asta deja știu. Bun, hai că te las pe tine. Deci, Felix, fii uimit cât de bine mă pricep eu la asta cu buburuzele. Șansele să pierzi sunt mari. Vezi că ăștia care au skill-uri mai bune s-ar putea să aibă și emotic să lovească. A, tu ești prințesa asta, știi? Da, eu sunt prințesa, mi-am dorit foarte mult să fiu prințesă și acum sunt. Și e destul de bine să fii prințesă. Uite, stai bucătar! Dar da. Dacă face pizza bună... Nu mănânc și eu. Trebuie să mă concentrez, că m-am lăudat, că asta e planșa la care eu mă pricep. Deci trebuie să mă pricep. Că ai avut noroc data trecută. Nu, am avut skill, stai să vezi. Deci am avut skill. Sunt calificată, vezi? Nu că ai vorba că ai tu skill, vorba că n-au ăilalți atâta de mult, Felix, știi? Eu mă pricep foarte bine. Uite și tu, ceilalți au pierdut și eu am câștigat. Să te văd acum. Acum îți dau sau nu, că e crown win? Stai să văd. De planșă, n-ai încredere în tine așa? Stai să văd. Eu cred că sunt foarte descurcăreață. O să nu l-am jucat nicio... ba da, cred că l-am jucat odată și am pierdut. Ai pierdut de fiecare dată, nu odată. Stai să vedem. Ceva cu lasere și ceva cu... fără lasere. A, deci pur și simplu mă concentrez. Mergi printre. Printre, dar eu știu singură, n-am nevoie de sfaturile tale. Ba da, ai nevoie, că la un moment dat o să ai chiar nevoie. Chiar n-am. La un moment dat chiar o să ai nevoie. Nu deloc. O să ți-o dai în freză dacă nu mă asculti. Te rog frumos, că mă simt foarte bine și mă descurc. Să văd singură să mă descurc. Stai să văd. Uite, vezi? Ai văzut ce bine mă descurc. Deci chiar nu te... Oh. Ce niciuna au, că mă pricep foarte bine. Uite, vezi? Au pierdut aia. Oh. Ridică-te, fată. Oh. Ridică-te, Felix, ai dreptate. Nu o lăsa pe Felix, Felix nu e bărbat. Felix e bărbat, dar stai să vezi ce gameriță sunt eu. Obluș, aici ce fac? Ce fac ăștia? Nu ești niciunul, vezi că e concurența grea. Băi, ce mă pricep. Stai! Oh my god, deci trebuie un scutec aici. Trebuie să duci pe platformă, înapoi pe platformă. Pe platforma aia de acolo și de aia pe sari. Iubita, dai să-ți dau sfaturi, te urcai, așa câștigat altul, dă-i liv repede. Stai că era să amețesc aici, deci mi-e ștochii din cap. M-am concentrat. Trebuia să te duci pe platformă și de platformă să ai platforma cealaltă. De ce nu m-a spus sfaturile? Ești ochi din cap la cât m-am concentrat. De ce nu m-a spus sfaturile? Pentru că n-am nevoie de ele. Cum n-ai nevoie? Că dacă nu... Efectiv... Stai că vreau să-mi schimb skin-ul. Fata asta e prea prințesă. De la customize. Nu mai cumpăr altul. Nu. Stai să-mi iau pe cineva care du-te mai jos să vezi pune osul la treabă, cum s-ar zice. Fele, lasă-mă să mă duc unde vreau eu. Deci stai să mă concentrez eu. Asta e prea prințesă. Eu cred că s-ar descurca mai bine. Uite ăsta, poate acum am chef să mă joc cu el. Hai să te văd, hai. Stai să dau, dar vreau eu să dau use. Și acum dau plic, așa vreau eu. Așa ești la grădiniță, să știți. Clasa a doua, la fel. Uite, acum parcă începe să-mi placă de ăsta. Nu știu de ce mie nu prea îmi plac lucrurile atunci când sunt
la modă. Mie îmi place când sunt puțin după modă, știți? Adică când era ăsta nou, nu mi-a plăcut de el, dar acum parcă începe să-mi placă. Apoi vin Dragobetele, iar la modă. Nu mai îți place după... Stai să vezi că asta e planșa deci, asta la care mă pricep. Stai să vezi, știu că în viață încep cu un dublu jump. Ha. Și acum trebuie să merg printre astea. Bă, nene, dar ridică-te, stânga, frate. Stânga. Dar de ce nu s-a ridicat? Stânga. Mergem față de rep, mergem față de... Și stânga. Stânga. Mergi printre ele pe stânga. Mergi printre ele, printre astea două. Da, știu, dar nu se mai ridică ăsta. Deci eu nu mai joc niciodată cu skin-ul ăsta. Stânga, bă, fată. Bă, skin-ule, nu te pricep deloc. Dreapta. Dar de ce? Că dreapta, că e săgeata care te încetinește. Ah, dar tu nu trebuie să gândești când zic eu. Tu zici când ascult ce zic eu. Stânga, stânga. Deci dacă Felix zice stânga, eu iau dreapta. Sar. Dublu jump. Noroc că am făcut mișcarea mea secretă. Stânga, sar pe asta stânga. Dublu jump. Oh my god. Apăs pe unul. Stai să apăs pe unul. Ai de mine, am apăsat. N-am apăsat pe unul până la un kilometru, știi? Deci m-am calificat și chiar am fost top 10 de data asta. Da, și nu a fost meritul, a fost meritul meu și sincer te calificam mai devreme, dacă nu dădeai cu fața, cu machiajul. Deci eu nu mă mai joc cu skin-ul ăsta. În fiecare ciocan. În fiecare ciocan dădeai cu fața. Ai văzut și tu? Lovești ciocanele. Stai puțin. Eu când zic printre ciocane, nu mă zic prin ciocane, e diferență. Prin, stai puțin, printre. Să beau puțin apă să ne recapă. Pune-ți apă acolo, că lovești microfonul și nu bea apă lângă microfon. Felix, te rog frumos, nu mai da sfaturi. Vreau să beau apă unde vreau eu. Cristina, mi-ai văzut apă de multe ori pe tastatură. Deci îți dau sfaturi. Stai să văd dacă mă pricep la planul ăsta. Nu mai ții minte planul să jucat de astea ori. M-am jucat? Aia care îți dă ciocanele în față mult. Ah. Deci o iei pe stânga, da? Și mergi. Uite ce bine m-am descurcat. Double space. Double space. Vai, mamă, dar ce bine mă pricep. Mă uit eu la 1. Până te uiți la 1, trece apocalipsa. 1. Stânga, dreapta, stânga. Stai să vezi. Bă, nene! Păi nu mai lovi ciocanul. Și ține apăsat în continuu pe W. Păi da, țin. Double space, stânga. Ii, ce repede. Stânga. Ce fain am ricoșat, ai văzut? Stânga. O, da. Dreapta. Pe aici știu și eu. Ăsta e planșa la care eu mă pricep super bine. Sunt a doua, fraților! Apasă pe unul fără să te uiți. Da, te-ai uitat! Dar sunt a doua sau a treia? A doua. Măi, măcar apasă pe altceva, dar să văd că apeși și nu mai te uiți. Felix, dar eu trebuie să mă uit să fiu sigură pe ce apăs. Măi, Cristina, până ești tu sigură, pleacă siguranța. Stați să vedeți! Ia uitați-vă, sunt câștigătoare! Acum ai trebuit să dau sfaturi ca să ai șanse de câștig, da? Că am văzut că singură tu ne... Felix, m-a descurcat foarte bine. Te-ai lovit cu alți fraieri prin zid. Uite, ăsta e la care mă pricep eu. Numai înainte ai pierdut. Da, am experiență deja. Vezi, în viață trebuie să ai experiență. Acum știu că trebuie să sar pe platforma. Ești sigură că nu vrei să dau sfaturi? O să fie lucruri pe care nu le știi. Ești sigură. Hai să vezi cum concentrezi. Ce cum? Bă, tu ții cu mine sau cu cine ții? Du-te în stânga. În stânga, nu mai lovi asta verde. Du-te în stânga sub ea. Vezi? Eu am vrut să mă duc da, acolo. Da, am văzut, i-a dat în freză de 8 ori la de a trecută. Stai că mi-e ochii din cap. Stânga, sar stânga. Stânga, măi, sar stânga. Dar tu de ce vrei stânga? Ca așa e jocul, nu vreau eu, n-aleg eu. Păi stai să vezi cum mă pricep. Stai să vezi. Deci, cred că îmi trebuie o centură stânga, pentru că mi-e ochii din orbite. De ce te duci mă în dreapta, măi? Dacă așa vreau eu. Sar pe asta. Ai dreptate. Ai de mine. Stop, dublu jump. Hai de mine. Sar pe asta. Ce greu. Nu mergi așa mult, sar. Dublu jump. Sar pe asta, dar ușor de aici. Frate, e super stop. Greu. Înapoi. De ce ai făcut? Ai de viață. N-a câștigat nimeni. Ba, a câștigat, stai să vezi cum câștigă. Nu, n-a câștigat nimeni. Ba, da, stai să vezi. Nimeni n-a câștigat. Stai să vezi cum câștigă. Stai să vezi. Nu, n-a câștigat nimeni. A câștigat ăsta Teresu și ai pierdut Gamerița. E foarte greu. Măi, Cristina, nu mai da. Ochii mei. Deci, tu greșeala este când vin la spre tine, sar pe ele, nu mai sări pe lângă ele. Ai dreptate, Felix. Mai dai una clay, mai. Mai faci o dată. Play. Ar fi. Dar nu voiam să mă joc cu ăsta. De cancel. Că ăsta nu poartă noroc. Păi de cancel. Păi până ce am dat eu. Deci eu trebuie să mă uit unde-i mouse-ul, trebuie să pun mâna pe el și după aia să mă duc pe cancel. Aoleu! Îți dau sfatul ăsta că o să feclești. Eu cred că vreau să merg pe instinct. Nu mergi pe niciun instinct. Ba, instinctul meu îmi zice că vrea să merg pe el. Mergi în dreapta. Sar double space. Vezi, exact așa voiam și stânga, urcă-te pe aia din stânga. Păi da. Nu, că vine... Exact! Vezi, pe aici mergeam și eu. Stai să vezi că aștept. Nu trebuie să aștept, stai să vezi ce bine mă descurc. Doamne, sunt printre primii. Am vrut să trag mergi în față pe aia de dreapta. Mergi în față pe aia de dreapta. Stânga. Dreapta. Dar știu dreapta. Și eu cum e, că am experiență de la obi. Mergi și pune-te pe asta, sari. A, deja. Nu.
Ce ai făcut? Nu știu. Sar dublu space. Alunec. Stânga, sar pe aia în albastră. Ce fac? N-am văzut. Dublu space. Cred că uneori am nevoie de sfaturile tale. Stop, 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 stai aici, stai aici, când zic eu. Acum, acum, star stânga, star stânga, acum, star stânga, acum. Dar nu se vede. Ascultă, star stânga, acum, stânga, acum. Stânga, am zis. Nu, că eu am vrut dreapta. Ai nimerit-o. Că ălea apar mă la secundă. Sunt a treia. Acum trebuie să mă scuz la asta. Uite, vezi, asta e prințesa, asta nu se descurcă. Nu se descurcă, nu se știe ea. Că e altcineva. Eu ți-am zis că e prințesa. Strigă iar un băiat. Stânga, pata mea, stânga. Stânga! Așa strigă. Bă, frate, asta e mai varză decât mine. Nu, sunteți egalitate de varză. Numai că ați dus până la baie și nu-i dus sfaturi, știi? Ce să zice primește acum una? Vezi? Ah, am știut dinainte. Eu știu ce înseamnă să... Știi? Stai puțin, deci câștigă și ea? Nu, acum și o să cadă. Ba, da, câștigă. S-o întors de la baie. Rivala mea. Gata. Deci mi-am găsit rivala. Penultima sau... Ce aia, rivala, că o să... Era să zic, uite-l pe la fraierul ăla cu skin roșu, eram eu. Uite ce fraierul ăla de la... Eu eram aia. Bun, trebuie să mă asculți, că îți dau sfatul, că chiar dacă tu știi ceva, eu știu mai bine, da? Ceva mai bine decât tine, asta e clar. Da? Crezi tu. Țin din melul ăsta. Eu cred că am dat dovadă. Asta e la care eu mă pricep. Nu, nu, ai trecut o dată că ți-am zis-o. Trebuie să mă asculți pe mine. Da? Ai uitat tot. Feliz, dar pe mine mă pasionează spațiul. Sar pe asta de acolo, sar pe asta și mergi printre astea. Nu mai da double jump, mergi printre. Asta e că erau treapta acolo. Da? Sar pe asta de aici și după aceea... Asta e la care tu mi-ai dat spade, am câștigat. Sar mă pe aia. Nu mai greu, frate. Sar pe asta cu double jump. Așa. Sar pe asta. Nu există și triplu jump. Cu jump. Nu există și triplu jump. Nu. Sar pe asta cu jump. Așa. Mergi în față și sar pe asta cu jump. Jump. Ok. Așteaptă și când vine piatra sar în stânga. Ce piatră? Asta. Acum sar și stânga. Așa. Așa mergi. Ok, mamă, ce bine mă descurc. Sunt printre primii. Stai să vină piatra. Au, nu pe asta. Sar dreapta. Și mergi. Merg cu viteză. Eu degeaba pun ăștia săgeți pentru gamerii. Stai în față, dublu jump. Băi, fata mea, am zis dublu jump. Și-am pierdut? Așteaptă. Mergi. Hai să aștepți. Ai de viața ta. Nu știu de ce, mi-e frică. Mergi. Uite, vin și alte bute. Dublu jump. Așa, mergi partea din față. Da. Urăște partea asta și sari, așa. Ok. Sari pe asta, jump. Dublu jump? Da. Noroc că mi-am dat seama singur. Stop. Că era cu dublu jump, că tu nu-mi ziceai. Măi, deci, mă, ți-am zis dublu jump, nu dai așa repede. Dai jump și aștepți. Înțelegi? Asta e pe lună. Hai, sar, jump. Cu gravitație. Așa, și acum sar și facea de dublu jump. Sar. Și acum dublu jump. Înțelegi? Ți-am zis de 100 de milioane de... Stop. Vai de viața mea. Ți-am zis eu că skin-ul ăsta e un fraier. Cine conduce? Sar. Sar, jump doar, jump. Nu te mai califici, gata, spune. Dar uite că puiul ăla e mai fraier ca mine. Nu mai da dublu jump. Dar era nevoie. N-am te calificat. Gata, închidem aici. De lift. Dar ce, că eu sunt sigur că mă descurcam foarte bine. Mai până dai tu lift, doamne. Dă-i mă lift, că nu trebuie să-i văpăști acum, deci se bucură de viață. Nu mă mai joc niciodată cu skinul ăsta. De claim. Ăsta e cel mai fraier skin. De claim. Știi ce o să fac data viitoare? Vreau să fac un episod în care nu-i dau sfaturi deloc, da. Ca să râde mai mult. Că, sincer, aș fi sfeclit-o mai mult decât dacă cu sfaturile mele o sfeclit-o. Gândiți-vă ce salată de sfeclă ar fi fost fără sfaturile mele. Bă, și are și încredere în ea. E din cauza skin-ului, bă, deci nu-i din cauza mie skin-ul. Uite, vezi? Skin-ul ăsta e foarte alunecos. Cu cât e mai sclipicios și se crede el mai șmecher, mai legendar, mai epic, cu atât alunecă mai tare. Data viitoare, luăm Stumble Pass dacă dați cu culea. Pe data viitoare. Pa! Da.